Mărturisirilor expresă de acord. Pe 14 ianuarie 1999 a fost organizată conferința de presă prin care se anunța cu entuziasm deschiderea postului de televiziune care a revoluționat mass media locală. Va fi un post de televiziune creat de profesioniști pentru Gălățeni, pentru ca toți oamenii din acest oraș să beneficieze în sfârșit de o televiziune care să le satisfacă, credem noi, gusturile într-o cât mai mare măsură. De altfel, deviza noului post de televiziune, Lozinca, dacă doriți, este cât mai mult împreună. Și într-adevăr dorim ca prin programele noastre să fim cât mai mult împreună alături de toți gălățenii. Galațiul este un oraș foarte mare, este un oraș plin de informații, un oraș care dorește foarte multe informații. Prima emisie Express TV a fost așteptată cu sufletul la gură nu doar de telespectatorii gălățeni, ci și de fondatorii postului Clim Sabin, Ștefan Onișor și Mureș Renghea. Alături de colaboratori și prieteni, managerii au urmărit cu mândrie primul jurnal de știri obiectiv Express, coordonat de jurnalistul Cătălin Negoiță. Emoția a fost pentru că în acea primă zi, la acea primă emisie, a picat curentul vreo câteva ore, n-am putut să montăm multe dintre știri. Emisia începe la 18:30, era exact prima emisie în Galați și Brăila și de la ora 18, în prima zi, pentru că atunci programul era foarte scurt, trebuia să facem noi un soi de colaj cu imagini, cum s-a făcut Expressul, cum s-a construit și echipa, cum s-a construit și sediul. Numai că n-a mai fost timp să se monteze, că a picat curentul. Și atunci aveam exact jumătate de oră, de la 18 la 18:30, care nu era acoperit. Toți oaspeții erau la restaurantul Lupul de Mare, așteptau să vadă emisia. Nea Titi Popescu, directorul general de atunci, a venit și a zis tot în regulă, măi Căte, și a zis, păi, dar nu s-a montat nimic, zice, eu nu știu nimic, eu nu vreau să știu nimic, că era teamă să nu urle patronul de atunci la el, și a plecat. Și m-a lăsat acolo, eram cu Luiza Șerbănescu, cu echipa de atunci, cu Carmen Gabor, și am zis, fie ce-o fi, și am intrat în orb. Închipuieți jumătate de oră în care habar n-am ce am vorbit, mai vorbea Luiza, mai vorbea Carmen Gabor, mai băgam niște imagini și am făcut exact prima jumătate de oră din viața unei televiziuni, s-a făcut nearanjată, nemontată. Asta nu o să întâlnești niciodată, nicăieri. La început totul este ultramontat. E, din cauza aia, nu știu ce am zis, dacă am zis bine sau rău, dar cert e că au fost cele mai chinuitoare 30 de minute din viața mea. Dar a ieșit bine, pentru că după aia, când am ajuns la restaurant, toți cei care priviseră ne-au aplaudat, zice, bravo, habar n-avea vreunul. Zice, domnule, dar ce foarte frumos v-ați învățat lecția. Ce lecție, domnule, habar n-aveam, am improvizat. Așa a fost prima zi. De la prima emisie până astăzi, postul de televiziune a prezentat gălățenilor și brăilenilor mii de știri, emisiuni, producții originale și a atras telespectatorii care au devenit mai mult de atât. Pentru jurnaliștii ETV, cei care îi urmăresc de acasă sunt prieteni. De aceea, de 15 ani ne străduim să oferim cele mai proaspete informații, cele mai interesante subiecte și o doză de divertisment și voie bună.